Doamne, cât de frumos e sentimentul ăla când știi că ai și tu puțin timp acolo pentru tine. Sau măcar nu trebuie să fii în jumate de oră în cealaltă parte a orașului, nu știu. Context, astăzi este sâmbătă și cred că seara am dormit vreo 5 ore, pentru că în fiecare sâmbătă eu am cursuri de la 9 la 1, așa că m-am trezit de dimineață, m-am pregătit să ies din casă, eram gata și mi-am dat seama că azi e zi liberă și nu facem cursuri. Așa că evident primul meu gând a fost wow, am timp să mă așez, să vorbesc și eu cu oamenii ăștia. De asemenea, tot legat de context, mâine, adică luni e ultima mea zi de internship, ceea ce înseamnă că o să funcționez după un program normal și nu după unul care presupune să mă trezesc la ora 8 dimineața și să ajung acasă după 8 seara. Deci da, o să vă pun în curând la curent cu tot ce s-a mai întâmplat în ultima vreme, dar până atunci m-am gândit că ar fi un moment bun să vorbim despre ce mai citim până la finalul anului și puțin despre ce am citit în decursul anului ăstuia. Și zic puțin pentru că evident va exista un videoclip dedicat cu statistici și toate cele. Videoclipul ăsta e un tag pe care îl filmez, deși nu mi-a dat nimeni tag, dar l-am văzut la Ariel Biset și mi-au plăcut foarte mult întrebările. Deci, prima întrebare. Există vreo carte pe care ai început o anul ăsta și pe care vrei să o termini până la sfârșitul anului? În primul rând, în momentul de față am la activ numai puțin de 5 cărți și anume... M-am apucat în sfârșit de În intimitatea secolului XIX de Ioana Pârvulescu, dar cred că n-am mai citit din ea de două săptămâni. A, și nu știu de ce, până acum nu m-a impresionat așa mult ca cea cu secolul 20. În orice caz am început-o pentru că semestrul ăsta studiez la facultate literatură română de secol 19 și m-am gândit că mi-ar fi utilă, dar am ajuns la concluzia că poate cel mai bine ar fi să citesc direct uh, memoriile oamenilor care au trăit atunci, pentru că mare parte din cartea asta sunt uh, informații preluate din genul ăsta de cărți. Deci, na... În același timp, citesc pentru facultate Eminescu, Modele cosmogonice și viziunea poetică de Ioana M. Petrescu. În legătură cu asta nu prea pot să mă pronunț pentru că am citit doar vreo 40 de pagini, uh, dar cred că titlul spune tot. Mai citesc La răscruce de vânturi pentru seminarul de literatură engleză, dar în același timp și pentru mine, adică astea sunt cărți pe care le-aș fi citit oricum, poate în afară de cea cu Eminescu, uh, sunt cărți pe care le-aș fi citit oricum pentru mine, deci uh, nici nu vine să zic că le citesc pentru facultate. A patra carte ar fi Soldații, poveste din Ferentar de Adrian Schiop, săraca. Am purtat-o peste tot cu mine, de-aia arată așa. Toate, de fapt. Îmi place foarte, foarte mult. Adică am citit 200 de pagini până acum și 150 din ele le-am citit chiar în seara în care am cumpărat-o, de la Gaudeamus. O să afară de asta mai am Watchmen de Alan Moore, pe care am început-o în... Nici nu vreau să mă gândesc când, cred că în august, Cred că am început în august și am lăsat-o, nu știu de ce, pentru că îmi plăcea, dar uh, știți, se mai întâmplă chestia asta cu cărțile, nu știu. Am avut o, am avut câteva luni mai uh, interesante din punct de vedere al cititului. Și da, astea ar fi cele 5 cărți pe care vreau să le termin până la sfârșitul anului. Uh, în același timp, mai am o carte pe care am menționat-o pe canal de atâtea ori, că sigur o știți deja dacă mă urmăriți. Fiind vorba de jurnalul Silvia Plast pe care l-am început, uh, nu anul ăsta ci anul trecut, în primăvară. Dar mai mult o menționez așa, că nu am nicio speranță să o termin până la sfârșitul anului dacă nu am terminat-o din aprilie 2018 și nu am putut să termin pentru că e mult de asimilat, fiind vorba de jurnalul unei persoane care oricum treia viața foarte intens. Și, nu știu, nu poți să citești un jurnal ca pe beletristică în orice caz. Dar să știți că mi-o țin lângă pat și mai citesc așa cât de puțin. Uh, am foarte multe pasaje subliniate și o carte care îmi place foarte, foarte mult și vreau să o termin la un moment dat, dar uh, nu cred că o să fac luna asta. <laughs> În rest mai există cărți pe care le-am început anul ăsta, dar pe care nu vreau să le termin, uh, cum ar fi Poveste despre două rașii de Charles Dickens, care m-a băgat într un mare reading slump. Ar mai fi ciocoi vechi și noi pe care știu că ar fi util să o termin dar simt că aș avea nevoie de mai multe explicații suplimentare sau, nu știu, o ediție critică, ceva. Oricât s-ar opune meu de seminar, idei asta de ediție critică. Și, de fapt, da, cred că cam astea ar fi cărțile de care m-am apucat anul ăsta și n-am reușit să le termin. Și următoarea întrebare zice așa. Ai vreo carte iernatică care să facă tranziția către sfârșitul anului? Um, cred că în general literatura victoriană, deci literatura engleză de secol XIX, e foarte bună pentru uh, trecerea asta de la sezonul cald la sezonul rece, pentru că de obicei vremea de afară reflectă starea personajelor, deci foarte subtil. Și mai mereu romana astea victorinete trec întâi prin necazurile personajelor, deci plouă, cad copaci, sunt furtuni, nașpa, ninge, nu știu. Și dacă mă gândesc bine, acum un an pe vremea asta citeam Oliver Twist și Jane Eyre, deci, știam eu ceva. Dacă să răspund în fine la întrebare, nu știu cât de ermatică poate fi considerată cartea asta, dar v-am zis că citesc la răscruce de vânturi și mi se pare că merge destul de mult cu atmosfera. Adică și până și ilustrația se potrivește cu vremea de afară, pe care cred că puteți să o intuiți chiar dacă am jaluzelele. Altă întrebare, există vreo apariție nouă pe care încă o aștepți? E decembrie, tocmai a trecut Gaudemus nu știu dacă se mai lansează ceva. Fun fact, eu am mai filmat clipul ăsta odată, numai că nu eram în focus și n-am avut ce să fac cu materialul. Uh, ideea e că l-am filmat înainte de Gaudeamus și atunci am avut ce să spun și m-am gândit la... m-am gândit la acest volum, uh, un secol de poezie românească scrisă de femei. Este primul volum cu poeme din 1990 până în 2019 de la editura Cartier. Uh, am fost la lansare, am fost uh, bine, n-am fost chiar la lansare, am fost în ziua în care s-a lansat uh, și am fost la after party în tramvaiul 26. Ce pot zic? Abia aștept să o citesc, chiar dacă deja a ieșit. Și de fapt ar mai fi o carte care s-a lansat acum vreo 2-3 săptămâni și anume Caragiale, scrisoara pierdută de Bogdan Alexandru Stănescu. Și cartea asta a apărut într-o colecție de 3 sau 4 biografii romanțate la editura Polirom. Știu cum mai e biografia lui Brâncuș, a lui Maria Tănase și a lui Enescu. Dar în afară de aceste două cărți care deja s-au lansat, nu, nu știu, nu cred, nu. Întrebarea 4. Care sunt trei cărți pe care vrei să le citești până la sfârșitul anului? o să mă gândesc la alte cărți, în afară de cele cinci pe care trebuie să le termin. Nu știu dacă vă amintiți, dar mi-am făcut eu la începutul anului un plan foarte ambițios conform căruia ar fi trebuit să citesc o piesă de Shakespeare în fiecare lună, deci 12 piese pe parcursul anului, chestie care evident nu s-a întâmplat, deși chiar ar fi fost tare și îmi pare rău că nu am putut să mă țin de chestia asta, nu știu ce a fost în capul meu oricum când mi-am propus. Ideea era ca până la sfârșitul lui 2021 să fi citit toate piesele lui Shakespeare. În fine, mi-ar plăcea totuși să citesc Twelfth Night ca să nu mă fac chiar în halul ăsta de râs și amuzant pentru că există un reading vlog, cred că din februarie sau martie în care am zis că o să citesc și nu s-a mai întâmplat nici chestia asta, dar e în regulă pentru că vine vacanța de iarnă și mi se pare că Shakespeare se potrivește foarte bine cu vacanța de iarnă, poate facem de un maraton de 24 de ore, cine știe. În afară de asta aș vrea să vă arăt teancul de cărți împrumutate de la biblioteca la care lucrez. Este acesta. Și vreau să zic că am aici cărți pe care le-am luat în vară și pe care trebuie să le înapoiez. Deci, hai să vedem ce am aici. Avem The Garden of Forking Paths de Jorge Luis Borges, pe care chiar am început-o și nu pot să cred că nu am terminat un Penguin Modern din ăsta micuț. L-am început și nu l-am terminat. Din aceeași colecție am mai luat Notes on Nationalism de George Orwell. Cred că e un eseu bănuiesc. Um, Peers of the Homeless Night de Jack Kerouac. Nu am citit nimic de Kerouac și mi-aș dori pentru că am o fascinație pentru generația Beat. Uh, Fame de Andy Warhol și ăsta bănuiesc că e un eseu. Uh, The Vigilante de John Steinbeck. Nu am citit niciuna din cărțile astea, după cum v-am spus. Grief is the only thing with feathers de uh, Max Porter, despre care am auzit foarte multe chestii bune. E un volum de poezie, dar în același timp există un fir narrativ acolo și se bazează pe poezia lui Ted Hughes, ceea ce mi-am amintește că am mai luat și un volum de Ted Hughes, Birthday Letters se cheamă, pentru că nu aveau Crow, uh, încă o să aibă peste câteva luni. În afară de asta am mai luat romanul Disgrace de J.M. Coetzee, pe care am văzut-o într-un videoclip de la Better Than Food și a prezentat-o atât de bine. Adică, efectiv, știu tot ce se întâmplă în cartea asta pentru că a dat spoilere și m-am uitat la tot videoclipul, dar tot vreau să o citesc pentru că sună wow. Man Search for Meaning, care cred că este non-ficțiune tot non-ficțiune at the existentialist cafe Freedom Being an Apricot Cocktails care bănuiesc că e despre uh, generația existențialiștilor. Îi văd pe Sartre cam și Simon de Beauvoir acolo, cred. Uh, tot non-ficțiune am um, Religion for Atheists de Alon de Boton. V-am uh, mai vorbit despre ea și în vară. Încă nu am citit-o, dar e acolo. E în biblioteca mea. Deși ar trebui să fie în Biblioteca British Council, dar nu vorbim despre asta. Deci, răspunsul definitiv, nu știu dacă pot să aleg dintre toate cărțile astea, uh, habar n-am. O să văd pe moment ce mai exact citesc, dar cam asta ar fi un reper. Oricum, pe lângă cărțile astea împrumutate, am o grămadă de cărți necitite în bibliotecă la care trebuie să ajung. Deci, uh, da. Penultima întrebare. Crezi că există vreo carte care încă te poate impresiona, devenind cea mai bună carte pe care ai citit-o anul ăsta? Um, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă gândesc uh, prima oară. Care sunt cele mai bune cărți pe care le-am citit eu anul ăsta? Și dacă ne referim la poezie, ar fi Soho de Richard Scott. Și cred că dacă ajung la un volum de poezie pe care uh, chiar mi-l doresc iarna asta, și anume Hello de Crispin Best, cred că dacă ajung la el se poate să îmi placă mai mult decât Soho, dar altfel foarte slabe șanse. Și în afară de asta, cele mai bune cărți pe care le-am citit anul ăsta ar fi lupul de Stepă și Exuvii. Sincer, cred că există șanse ca soldații poveste din Ferentari să intre în top 3 cele mai bune cărți pe care le-am citit anul ăsta, dar nu știu dacă ar putea să le depășească. Uh, trebuie să văd până la final. Oricum, toate ar fi cam pe același loc, deci se poate ca soldații poveste din Ferentari și Hello de Crispin Best, dacă ajung să pun mâna pe ea, vreun vreun fel să intre în topul cărților preferate. Și, în sfârșit, ai început deja să-ți faci planuri de lectură pentru 2020. Uh, da, am început și sunt foarte entuziasmată, după cum v-am spus, o să am mult mai mult timp liber uh, anul viitor. Știu că la început toată lumea își face planuri de-astea de lectură super nerealiste și apoi regretă, uh, dar chiar cred că la anul o să mă concentrez mult mai mult pe învățat, pe citit și pe YouTube. Deci, practic, aș vrea să citesc 100 de cărți. Mă mai gândesc dacă e fezabil chiar 100. Poate știți că anul ăsta mi-am propus să citesc 69 de cărți. Cu siguranță reușesc pentru că am deja peste 60 de cărți citite, dar mi s-ar părea drăguț să încerc ca la anul să citesc puțin mai multe, pentru că de la an la an am tot crescut numărul și chiar am ajuns destul de departe, dacă ne uităm la 2017, de exemplu, când am mi-am propus să citesc 25 de cărți. Și în ceea ce privește efectiv cărțile pe care o să le citesc, eu am mai făcut chestia asta cu planificarea la în începutul anului, știți foarte bine, și o să existe și un răspuns la videoclipul respectiv ca să vedeți ce a ieșit și ce nu din toată planificarea mea. În orice caz, am foarte multe cărți necitite în bibliotecă și nu mai vreau să cumpăr cărți, nu mai vreau să cumpăr cărți, Um, pentru că mi se pare că am acumulat o grămadă, deci probabil o să încerc să fac mai multe provocări în sensul ăsta. să ajung la cărțile pe care le am deja și nu le-am citit, poate mai scap din cărțile pe care le am în bibliotecă din diverse surse și știu că nu o să ajung la ele niciodată, uh, deci cam asta, cam asta ar fi planificarea de fapt. Pentru că un tag se presupune că trebuie să-l dai mai departe și știu că lumea a fost uh, destul de inactivă în comunitatea BookTube România în ultima perioadă. Uh, deci poate dacă văd acest tag, oamenii o să fie puțin mai motivați, poate chiar o să-l facă, nu știu, poate nu o să facă nimeni din cei pe care îi tăguiesc. Uh, Mi-ar plăcea să văd ce mai citește Adelina până la sfârșitul anului, deși Adelina a luat uh, o pauză de la YouTube, după cum poate ați observat. Loredana de la Buchinista08 știu că vrea să facă un comeback sau cel puțin așa anunțat. Deci, nu știu, dacă ai chef, Floredana. De ce nu? Anda adevăratoarea de cărți, nu a mai postat de foarte mult timp și mi-ar plăcea să văd ce mai citește. Bineînțeles, Irina de la Irina citește, dacă mai face taguri, habar n-am. Și ar mai fi Alina de la Cărți plus Alina și Eugenia Boca, de care trebuie să recunosc, sunt foarte curioasă. Evident, oricine poate să preia acest tag și, dacă vreți, puteți să-mi răspundeți și voi în comentarii la uh, întrebări, chiar dacă nu aveți, nu știu, BookTube. Cum ai spus, sunt foarte entuziasmată pentru ce urmează, pentru perioada următoare și abia aștept să ne auzim data viitoare.